Nu sunt nici critic, nu sunt nici ziarist, nu sunt nici doctor în informatică. Sunt un biet inginer informatician care va ieși la pensie și dintr-o întâmplare neplăcută am ajuns și comisar de poliție și am ieșit și cu gradul de locotenent colonel. Sunt implicat în literatura județului Olt de prin 1987 și vreau să remarc și eu prezența prietenilor mei de familie foarte dragi, familia Saimac, pe care i-am cunoscut prima dată la cenaclu în care am citit la Casa de Cultură a Sindicatelor, parcă 12 mai 1987, țin minte și acum. Și acum să vorbesc despre domnul Sârghie. Domnul Sârghie este un poet al experimentelor. Dumnealui îi place să experimenteze, este foarte dotat în, în mânuirea cuvintelor. Este și un foarte bun epigramist și epigrama cere să aibă o prozodie perfectă și în plus să mai aibă și poantă. Poate să scrie în orice moment, în câteva minute, o poezie stil acrostic, în care primele, în care versurile, litera primă începe cu, sunt literele numele unei persoane. De exemplu, Nicolae Zărnescu pe verticală începe, poate să scrie oricând. Culmea măestriei domnului Dumitru Sârghie a atins-o în, în volumul ABCD, etc., parcă așa îi zicea, nu? În care fiecare, deci era o anumită poezie în care de la titlu și fiecare cuvânt conținut era, conținea aceeași literă. Deci fiecare, deci o poezie numai cu O, titlu era cu O și fie, toate cuvintele din poezie erau cu O. Este o, un act literar pe care mulți în literatura română nu, nu l-au putut egala. Nu știu, știu de un poet, alt poet care a mai făcut asemenea experimente. Acum, în această carte, experimentează altceva. I-a propus poetei Alina Neagoe să facă un duel poetic. Titlurile poemelor fiind aceleași și la domnul Sârghie și la Alina Neagoe. Dacă citiți cartea așa, de exemplu, cum am eu acum, este Dumitru Sârghie și Alina Neagoe. Sunt poeziile, până la mijloc, sunt poeziile domnului Sârghie. Dacă o citesc așa, este Alina Neagoe și Dumitru Sârghie. Sunt poeziile Alinei Neagoe până la, până la mijloc. Partea bună este că acest experiment a și reușit. Și dacă privim așa din exterior, cartea este un duel între maturitate și maestrie, cazul domnului Sârghie, și dintre tinerețe și exuberanță, cazul Alinei Neagoe, dintre, dintre rima perfectă, că dânsul este adeptul rimei perfecte și versul liber, dintre filozofie și mitologie, de filozofie la domnul Sârghie și mitologie la Alina Neagoe. Dacă plonjăm în profunzimea versurilor, ni se pare că acești doi poeți sunt niște vulcani. Domnul Sârghie este un vulcan care arde mognit și care ne impresionează prin culorile cameleonice ale a lavei. Iar Alina Neagoe este un vulcan în erupție, a cărei lavă înghite lacomă realitatea. Ei, ei place să se extindă pe spații largi, să scrie cât mai, cât mai multe cuvinte, se exprimă, nu se poate concentra. Pe când domnul Sârghie este un poet al, al esenței care se bazează foarte mult pe maestria artistică.
a zice că această carte este un exercițiu spiritual care are ca rezultat o curățire a sufletului în această lume dominată de politruci și de inculți. Foarte multă lume publică cărți de literatură de foarte joasă valoare și sunt lăudați. Este cazul unui poem care se intitulează Poema Poemelor, în care culmea persoanele vizate s-au recunoscut fără să fie menționat niciun nume în acest poet. Deci meritul domnului Sârghe este că de acela de a fi surprins realitatea în cea mai adâncă profunzime a acesteia. Trebuie să-i dau și o veste neplăcută domnului Sârghe. Domnule Sârghe, în calitate de comisar de poliție, vă arestez pentru complicitate la crima de la malul mării. Este poezia pe care mi-a plăcut foarte mult și dacă îmi permiteți, nu știu dacă putem să facem și un duel între mine și domnul Sârghe în ceea ce privește recitările, dar eu după câte știu, păi nu o să vă arăt cum a făcut crima. Deci, ca să-mi dați dreptate, că trebuie arestat. Crima de la malul mării este la pagina 21. Talazul mării ștea până misterul, un pluviu cade în cer cu înfiorare, iubito, noi ne-am împăcat cu cerul, văzând cum naște un căruț de mare. Dacă mi-aș trece lacrima prin sită, ca să mi-o distilez până la refuz, iubita mea, cred că vei fi ursită ca să țâșnești ca apa din havuz. M-oi odihni atunci, fără prihană, în raiul muzicalului tău sânge, pe sânul stâng, sfios de castelană, care de atâta nostalgie plânge, m-oi odihni de mine și de tine, ca într-un tandru act religios, iar dacă ar fi să nu mă pot abține, te-aș mângâia din creștet până jos și te-aș lăsa, nebun fiind pe tine, ca să-mi înfici cuțitul până la os. Și așa s-a produs crimă. Aș vrea să menționez și această tehnică în fotografie, se numește low key, în care fundalul este predominant negru și conturile sunt cu alb. Din păcate n-a reușit să deduc cine este autorul acestor minunate... Tudor Cenușă. Tudor Cenușă, da. Eu credeam că e Ceaușu, dar nu apare menționat pe nicăieri. Și e păcat că nu este menționat, deoarece sunt niște lucrări extraordinare. Vă recomand cu căldură să citiți această carte. E mai greu că vă va da puțin, dacă veți adopta metoda mea, vă va da puțin amețel și dureri de cap, pentru că eu citeam poezia titlul la Sârghe, după aia întorceam cartea și o citeam la Alina Neagoe și luând-o așa că la un moment dat nu mai știam pe unde mă aflu, dar... cartea este un experiment reușit și o noutate în domeniu și îl felicit pe domnul Dumitru Sârghe și pe Alina Neagoe, care este o poetă tânără în afirmare de la Râmnicu Vâlcea, pe care am cunoscut-o și chiar la o ședință de cenaclu la Râmnicu Vâlcea, acolo am plâns la o poezie citită de dumneai. Deci aveți ce citi, aveți ce învăța din maestria domnului Sârghe și din tinerețea și talentul Alinei Neagoe. Eu vă mulțumesc și mă bucur că ați fost prezenți în număr atât de mare și vă doresc
petrecere frumoasă a timpului în continuare. Și la mulți ani tuturor Nicolailor, o să-mi urez și mie că și eu sunt tot Nicolae.